Conflict încheiat cu crimă. Un primar a fost omorât în bătaie de un consilier local. Băuți bine, cei doi au început să se certe și se pare că motivul disputei ar fi fost în numărul de ferme pe care fiecare le deține în zonă. Martor ar fi fost chiar viceprimarul comunei. Un conflict între aleși și unei comune din județul Brașov s-a încheiat cu o crimă. Primarul din Gibert a fost omorât în bătaie de un consilier local. Scandalul dintre ei s-a iscat după o ședință când cei doi și viceprimarul s-au dus acasă la consilierul local ca să continue dezbaterile. Au ciognit împreună câteva pahare și la un moment dat s-a pornit cearta. Conform Observator News, totul s-ar fi întâmplat în seara zilei de 24 martie, după o petrecere Ocazionată de investire în funcție a unui nou consilier local din comună. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 23 ar fi izbucnit un conflict între cei doi. Consilierul l-a lovit pe Edil cu pumnul în zona feței. Acesta din urmă a căzut la pământ, apoi au urmat alte două lovituri foarte puternice cu picioarele în zona abdominală. Edilul, în vârstă de 64 de ani, a ajuns acasă pe picioarele lui, dar i s-a făcut rău și după câteva zile a a decedat. Inițial, familia victimei a crezut că moartea a fost una naturală, dar autopsia a scos la iveală leziuni ale organelor interne. Primarul a suferit o perforație în zona intestinului gros, care nu a fost depistată la timp și a condus la moartea lui. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă tribunalul Brașov, iar consilierul local a fost reținut și este cercetat penal.